Incendiul a izbucnit imediat după ora prânzului. Localnicii au intervenit încercând să stingă focul cu mijloace proprii, dar vântul foarte puternic a dus focul către o pădure de pin. Copleșiți de flăcări au cerut ajutorul pompierilor de la Isumehediți. E periculos, bate vântul puternic, extinde imediat și prezintă pericol. Vegetația uscată? Sigur, uscată, iarba mare, nepășunată, tufișuri. Am înțeles că în sus e pericol de extindere la case? Sunt posibil, posibil, că află case în apropiere. Posibil, dacă bate vântul cu putere. Și bate tocmai în direcția spre locuințe, spre case. Un incendiu de litieră pe aproximativ 4-5 hectare. Condițiile sunt extreme, vânt foarte puternic. La ora actuală, personal silvic 10, pompieri 25-30 și forțe din sat. De cât timp acționați? Aproximativ de vreo 2-3 ore. Greu pentru că bate vânt. Foarte, foarte greu pentru că sunt condiții cu vânt puternic. La orele 1 și un sfert am văzut fume și din zona forestieră și atunci am intervenit prima dată cu localnicii de la situații de urgență și se pare că la ora asta este aproape de final. Era un pericol și pentru case? Dacă era pericol pentru case, pentru că se apropia aproape un kilometru și jumătate până la prima casă de locuit. 10 de pompieri au fost mobilizați la locul intervenției și au făcut un baraj în calea focului. Șansa lor a fost că vântul și-a schimbat direcția. Altfel, o pădure de 10 de hectare de pin s-ar fi făcut scrum. A fost o situație critică. De aproape 3 ore și jumătate, importante forțe și mijloace acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului izbucnit în apropierea localității Cireșu, un incendiu care se manifestă la aproximativ 3 hectare de litieră în pădure de pin și în pădure de salcâm. Am acționat cu importante forțe din detașamentul de pompieri Drobeta Turnul Severin și detașamentul de pompieri Orșova, total peste 25 de pompieri profesioniști. Vântul a fost o mare problemă la început, deoarece favoriza propagarea incendiului către pădurea de pin. După aproximativ o oră și jumătate, vântul a devenit un aliat al nostru pentru că și-a schimbat direcția. Sunt câteva zeci de hectare care au ars, de aceea suntem și aici să vedem care sunt cauzele. Se luptă cu flăcările încă de la ora 13. Avem un dispozitiv pe lângă voluntarii comunei Inspectoratul pentru situații de urgență. Am dat dispoziție să ne ajute și o trupă de jandarmi. S-a făcut dispozitivul pentru a asigura și pe timp de noapte siguranța. Să sperăm că totuși limităm. Zona rămâne sub supraveghere? Absolut. Există și comandantul Inspectoratului pentru situații de urgență. A fost o colaborare foarte bună între structurile ministerului. Incendiul a fost stins complet în jurul orei 20. Pompierii au intervenit în luna iulie la peste 50 de incendii de vegetație uscată, în care au fost cuprinse de flăcări peste 1000 de hectare, dintre care 30 de hectare de grâu, ors și secar.